Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Mâncare ținută în condiții improprii, vitine murdare și oferte de Black Friday înșelătoare. Pentru toate acestea, un hipermarket a fost amendat cu 60.000 de lei. O uliță dintr-o comună timișeană a fost scena unei întâmplări de coșmar. Un individ și-a legat vaca de tractor și a târât-o pe drum. De Black Friday, unul dintre cei mai mari retailer a vândut într-o singură zi peste 2 milioane de produse. Câți bani s-au încasat? Vă spun în câteva minute. Agenții de la Protecția Consumatorului continuă controlele de Black Friday și dau amenzi pe bandă rulantă. Un hipermarket cunoscut din Timișoara a fost amendat cu 60.000 de lei după ce inspectorii ANPC au descoperit că reducerile de Black Friday erau înșelătoare. Produsele erau vândute la aceleași prețuri ca înainte de începerea acestei campanii. N-a fost singura neregulă descoperită însă de inspectori. Cel mai mare hipermarket din Timișoara a fost călcat de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Asta după ce au descoperit că în revistele de promovare a produselor erau trecute oferte înșelătoare de Black Friday. A venit și rapid amenda, 60.000 de lei. Și nu a fost singura neregulă descoperită de inspectori. Raionul cu mâncare gătită nu respecta normele de igienă sanitară. Cuptorul era murdar, plin de grăsime arsă, dar și de resturi alimentare. La fel și ventilatoarele. Ca urmare, întregul stand a fost închis. Au fost închise și vitrinele în care hipermarketul depozita mezelurile și brânzeturile. Temperatura de păstrare a produselor perisabile nu era una corespunzătoare. Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului a demarat o campanie de amploare pentru a identifica țepele de Black Friday. Un bărbat a murit ars de viu aseară la Târgu Mureș. Decesul este înconjurat de mister. Cine este victima și care sunt circumstanțele sfârșitului său atroce? Vă spun însă în câteva minute în jurnal. Black Friday-ul din acest an a reprezentat un record pentru retailer. Vânzările au fost cu 30% mai mari ca anul trecut, iar oamenii au cumpărat de toate, de la electrocasnice la aur și case. Unul dintre cei mai mari retailer a vândut într-o singură zi peste 2 milioane de produse. Anul acesta, oamenii au avut mai mare încredere în plățile online și au preferat livrările la Easybox. Vânzări record, încasări record și cumpărături care mai variate. Anul acesta de Black Friday, oamenii au cumpărat de toate și au cheltuit mai mult decât se așteptau retailerii. A fost o campanie record de Black Friday. Noi, împreună cu sellerii noștri, am vândut 2,2 milioane de produse în ziua de Black Friday, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 30% față de anul anterior. Dacă e să vorbim în valoarea vânzărilor, am atins cifra de 609 milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 24 de milioane față de anul anterior. Fiecare client a cheltuit în medie peste 1000 de lei și în coșul de cumpărături s-au regăsit în medie 4 produse comandate din game diferite. Anul acesta de Black Friday, cel mai mare interes a fost pentru produsele cosmetice. Aproape 300 de mii de articole au fost comandate doar de la un singur retailer. De asemenea, oamenii au afișat un interes foarte mare pentru băuturi alcoolice și cafea, pentru electrocasnice mici, dar și pentru articole de îmbrăcăminte. Un client din Constanța a comandat 73 de produse diferite din 48 de categorii. Interesul mare a fost și pentru produse atipice. A fost vândută o casă cu 70.000 de euro redusă de la 126.000 de euro, dar și 4 kg și jumătate de aur. Combustibil, 80.000 de litri de combustibil care se vânduseră în primele 7 ore de la startul campaniei, un set de sticle de whisky împreună cu ciubăr. Clienții au cumpărat și mașini, dar și peste 1.500 de nopți de cazare. 80% dintre comenzi au fost plasate de pe mobil, iar 56% dintre tranzacții au fost efectuate cu cardul. De Black Friday până la ora 18 erau efectuate deja 510.000 de tranzacții online în valoare de 300 de milioane de lei. De asemenea, cea mai mare tranzacție online a fost de 90.000 de lei. Anul acesta a apărut și o nouă tendință. 55% dintre clienți au preferat livrările la Easybox. Acum, magazinele au altă misiune grea, să livreze produsele cât mai repede. Ei speră ca în următoarele 5 zile, peste jumătate din comenzi, să fie deja pe drum către clienți.
Fostul primar al capitalei, Viorel Lis, are COVID și este internat în spital. Se pare că a făcut o formă gravă a bolii și trebuie să fie neapărat supravegheat de medici. Colega mea, Carmen Gheorghe, are însă mai multe detalii. Bună seara, Carmen! Cum se simte fostul edil, fostul primar? Bună seara, Marius. Așa cum spuneai și tu, Viorel Lis este internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balj din capitală. Seara trecută, fostul primar a mers împreună cu soția sa la spital pentru că aveau simptome de COVID. În urma testării au aflat că amândoi sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2, deși sunt vaccinați și nu se așteptau să se îmbolnăvească. După ce l-au examinat pe Viorel Lis, medicii au decis să îl interneze pentru că are mai multe probleme de sănătate. Bărbatul în vârstă de 77 de ani are plămânii afectați și respiră cu dificultate, iar medicii au început acum un tratament cu remdesivir. În același timp și soția sa, o analiz, este infectată și din primele informații se pare că are o formă medie a bolii. Ultimele luni au fost grele pentru fostul primar al capitalei pentru că a suferit o semipareză la picioare. Tocmai din acest motiv soția a trebuit să-i fie mereu alături pentru că nu se putea deplasa singur. Acestea au fost informațiile, Marius. Carmen, îți mulțumim foarte mult. Au trecut 10 luni de la explozia din Găiești, iar locatarii au primit abia astăzi permisiunea de a se întoarce înapoi în locuințe. În tot acest timp, autoritățile locale au analizat expertizele specialiștilor pentru a vedea dacă structura de rezistență a clădirii a fost sau nu afectată. Chiar dacă blocul poate fi locuit în continuare, localnicii s-au lovit de o altă problemă atunci când și-au văzut apartamentele: lipsa banilor pentru a le renova. Abia după 10 luni de când explozia puternică urmată de incendiu a distrus un bloc din Găiești, lăsând zeci de oameni fără locuințe, autoritățile au anunțat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, astfel că locatarii au fost lăsați să se întoarcă acasă. Bucuria acestei vești nu a durat însă prea mult. Adică cum ai tencuit? Ia uite cum intră mâna. Aici era apartamentul nostru. Da, aici era apartamentul meu, a mai rămas doar bolul și puțin din baie, dar ei spun că totul este ok, dar tavanul e dărâmat. Dacă Institutul de Stat în Construcție a dat ok-ul ca oamenii să se mute în acest loc impropriu. Am rămas fără case, suntem și toată vara am stat pe unde am putut fiecare. A venit două persoane și au făcut zidul ăsta, dar uitați-vă și dumneavoastră, l-a lăsat așa neterminat. Deci de 3 săptămâni de când se face. N-am fontuarul, mi-a explodat, n-am curent, n-am nimic. Am făcut tot tavanul, pereții, peste tot. Ușul mai am, geamul nu mai am. Și nici nu depune foc. Deși au permisiunea de a se muta înapoi în locuințe, oamenii nu o pot face din cauza cheltuielilor mult prea mari pentru renovarea apartamentelor. Ajutorul primit de la primărie, cuprins între 3.000 și 10.000 de lei, se lasă așteptat. După mine, geamul vrea să mă duc undeva la 3.000 de lei. Plus uși care trebuie să le pun centrala, aia trebuie să ne pun aici. Nu am făcut ușa praf. Deci aia e ușa praf făcută de la etajul 4 și deflagrația a fost la etajul 1. În acest moment sunt 26 de apartamente care oamenii pot să se mute în ele, în sensul că sub aceste sume de bani care vin de la guvern le permit să-și pună o ușă, o fereastră, să-și facă curățenie prin apartament. Până acum, o singură femeie s-a încumetat să se mute înapoi în blocul în care a avut loc explozia. Chiar dacă nu are gaze și stă în frig, femeia spune că nu mai are bani pentru a sta cu chirie în altă parte. Paula s-a mutat aici, că n-a avut bani. Cu 800 de lei, ce să plătesc mai întâi? Nu ați locuit aici acum? Da. Fără căldură. Fără căldură. Gătesc la butelie. Dar nu vă teamă stați cu butelie după ce s-a întâmplat nu, cu... Nu, de ce să fie? Dacă eu o închis, o deschis. N-am altă variantă. De unde? În urma exploziei care a avut loc în luna ianuarie, 30 de familii au fost evacuate, iar oamenii au fost nevoiți să se mute pe la rude sau în chirie. 4 apartamente au fost distruse complet, iar o persoană a murit la spital, în urma arsurilor și rănilor provocate de deflagrație. Tragedie în Târgu Mureș, un bărbat a murit ars de viu. Rămas fără locuință, omul își făcea veacul într-o clădire abandonată. Aseară, alături de un alt om, astrăzi a făcut focul ca să treacă peste noaptea extrem de geroasă. Atunci s-a dezlănțuit infernul. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Incendiul a izbucnit în fosta haltă CFR din Târgu Mureș. Imobilul părăsit devenise de ani bun adăpost pentru oamenii străzii. În momentul în care au izbucnit flăcările în incintă, se aflau doi bărbați. Unul dintre ei a reușit să se salveze. Eu m-am trezit de foc. V-ați trezit, erați? Am vrut să mă întorc pe partea aialaltă și am văzut că e foc. Și atunci, da, ieși și tu, mă, ieși afară. Dar deja eu eram așa, oricum, de foc.
Nu știu ce au făcut, că au băgat pe sobă. Nu știu de unde a venit focul, de la sobă. De la asta, când am văzut roata așa, roata era foc. Din păcate, pentru cea de-a doua persoană aflată în clădire, un bărbat de 56 de ani nu s-a mai putut face nimic. A ajuns la locul intervenției, în urma recunoașterii, am observat, este vorba despre o casă dezafectată, care ardea generalizat. Din păcate, nu am putut salva victima care era carbonizată nou. Erau oameni necăjiți care locuiau era acolo. Era în vară, i-am văzut, dar pe urmă n-am mai văzut pe nimeni. Erau bărbați, femei? Și bărbați și femei erau. Aveau copii, nu aveau, asta nu știu. Oamenii din zonă nu exclud posibilitatea ca cineva să-i fi incendiat intenționat pe cei doi oameni ai străzii. Poate a pus cineva focul. Sau, nu se știe. Poate au băut și au pus foc pe lemn și au ars. Eu am trecut des aici, dar nu m-am uitat. Am văzut oameni fără adăpost aici, dar... Când locuia aici la stand-o fost ars? Când locuiți sus acolo pe drepturi, o dată domnul preot acolo, cabană, tot l-a ars cineva. Și acum cu mine copilul spune că uite că iar i-a dat cineva foc, dar eu nu înțeleg așa ceva. El nu e atât de prost ca să se ardă ceva în casă sau așa. Autoritățile nu au reușit deocamdată să stabilească de la ce a pornit incendiul. O anchetă în acest sens este în plină desfășurare. Timișoara continuă să fie asaltată de migranți. Astăzi, polițiștii de frontieră au descoperit într-un SUV 8 refugiați, toți din India. Oamenii legii au monitorizat transportul încă din momentul în care au fost preluați lângă comuna Bandloc, în sudul județului Timiș. O femeie de 42 de ani a condus mașina în care se aflau cei 8. 4 dintre ei stăteau în portbagaj, iar ceilalți pe bancheta din spatea mașinii. Iubitul șoferiței a fost pe post de antemergător pentru a anunța dacă pe traseu există sau nu un echipaj de poliție. La intrarea în Timiș, cele două mașini au fost însă oprite. Polițiștii au reținut pe cei doi traficanți de persoane, iar migranții au fost predați ofițerilor de la Inspectoratul General pentru Imigrări. O uliță dintr-o comună timișeană a fost scena unei întâmplări de coșmar. Un individ și-a legat vaca de tractor și a târât-o pe drum. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Bărbatul aflat la volan pare insensibil la chinurile animalului. Pe imagini se vede cum vaca nu poate ține ritmul impus de șofer și se prăbușește la un moment dat. De fiecare dată însă este forțată să se ridice și calvarul o ia de la început. Cei care au filmat întreaga scenă au făcut imaginile publice în mediul online și au anunțat și poliția animalelor. Șapte nave militare românești, americane, turcești și ucrainene s-au antrenat în Marea Neagră, în largul țărmului românesc. Manevrele au strâit însă furia Moscovei, iar Vladimir Putin le-a descris drept o provocare serioasă pentru Rusia. Astăzi, americanii au intrat în portul Constanța și vor mai rămâne câteva zile în Marea Neagră. România a trimis în largul Mării Negre fregata Mărășești. Americanii au un distrugător și cea mai mare navă din Mediterană, iar turcii și ucrainenii au trimis și ei câte două nave de luptă. De două zile de când românii și americanii plus navele partenere NATO se antrenează în largul Mării Negre, Rusia monitorizează atent toate mișcările. Well, they were close to us while we've been steaming in the Black Sea. It's their international waters. They have the same right as we do to operate there. They handle their ship professionally. They handle their aircraft professionally. Statele Unite și aliaților din NATO efectuează exerciții neprevăzute în Marea Neagră, nu doar cu un grup naval destul de puternic, ci și cu aviație, inclusiv aviație strategică. Este o provocare serioasă pentru noi, a declarat Putin la televiziunea de stat Vesti. Tot săptămâna aceasta, Ministerul Apărării Rusiei a acuzat pe americani de crearea unei noi forțe militare multinaționale în Marea Neagră, în apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova consideră a fi un factor destabilizator în regiune. The U.S. presence here today symbolizes and kind of encapsulates our continued commitment to Romania's security and the security of all of our allies in the Black Sea. You'll see us continue to work with navies in the region, whether they're allied or partner as well. România va continua manevrele militare cu aliații NATO așa cum a făcut tot timpul până acum. Navele românești de luptă sunt programate să iasă în larg la fiecare aplicație navală cu flotele din Marea Neagră. Forțele navale române dislocă de fiecare dată fregate și dragoare maritime. Sunt
posibilități și oportunități deosebit de importante pentru a ne menține antrenamentul echipajelor navelor militare românești. Comentariile lui Putin vin la scurt timp după ce Statele Unite și alte țări occidentale și-au exprimat îngrijorarea față de sporirea activității armatei ruse aproape de granița cu Ucraina. PNL și PSD s-au înțeles asupra a 95% din programul de guvernare. Negocierile s-au împotmolit, însă în ceea ce privește creșterea pensiilor, dar și în alte aspecte legate de finanțe și justiție. PSD vrea să introducă impozitul pe lux și nu vrea desființarea secției speciale. Negocierile între cele două părți vor continua însă și mâine. Această creștere a pensiilor, dacă se face pe o formulă, putem să ajungem la 11%, dar nu putem să facem creșterea ad hoc de pensii. Vine cineva și pune 11%, dar de ce 11%, de ce nu 20%? Trebuie să fie un sistem sustenabil de plata pensiilor. Nu putem să creștem pensiile azi cu 30% și nu să căutăm bani, să nu găsim bani ca să creștem pensiile. Arta urbană a ajuns la un alt nivel în Timișoara. Vaporașele care străbat Bega s-au transformat în adevărate opere de artă. Mai mulți artiști au pictat acoperișul ambarcațiunilor. Proiectul face parte din programul inițiat de Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021. Vaporașele ce aparțin societății de transport a orașului au fost acostate pe rând sub un pod din zona centrală a Timișoarei. Artiștii care au fost selectați în urma unui concurs au avut la dispoziție doar câteva zile pentru a înfrumuseța acoperișul celebrelor Vaporetto. Tema aleasă de organizator Bega între trecut și viitor își propune să realizeze o conexiune între artă, apă și spațiul public. Fiecare lucrare reflectă elemente care țin de trecutul Begăi, faptul că a avut un rol important în dezvoltarea orașului, dar din câte am constatat, majoritatea artiștilor s-au concentrat pe posibilitatea pe care Begăi o are pe viitor pentru dezvoltarea sustenabilă. În competiție au fost înscrise 17 propuneri. 5 dintre ele au fost declarate câștigătoare de un juriu format din profesori și artiști de arte vizuale, peisagiști și urbaniști. Am dus lucrarea într-o zonă științifică fantastică, fiind vorba despre o lucrare care se va plimba pe deasupra apei. Luciu Apei este granița dintre fantastic și realitate, este practic realitatea inversată, este reflexia cerului. Ea e compus așa ca un soi de bandă desenată și are aceste etape, niște salturi din trecut până în prezent și viitor, și își propune să sugereze acest narativ care se întâmplă de-a lungul timpului pe Bega. Pentru artiști, pictarea embarcațiunilor a fost o adevărată provocare. Tangajul, suprafața de fibra vaporașelor, dar și poziția de lucru le-a creat mari emoții. Trebuie să stai cumva plecat ca să lucrezi. La perete stai în picioare și vezi ca un șemalet. Aici trebuie să îți imaginezi cumva lucrurile și nu poți să te dai la distanță sau nu vezi. Trebuie să intuiești așa. Până săptămâna viitoare, toate cele 5 vaporașe care circulă pe Bega vor avea acoperișul desenat. Sunt mai vii, sperăm să venim să întâmpinăm publicul călător și că să încurajeze transportul pe apă cu vaporașul. I think it's a beautiful thing. The white colors are in contrast with the colors of the forest and the river, so when after you paint the ships, I think it's better to the tourism and O idee în primul rând interesantă, pentru că poate capta mai ușor atenția posibilor turiști pentru a călători cu vaporașul, sare mai repede în ochi datorită faptului că este pictată. Proiectul Memoriile Cetățenii, care face parte acoperirea cu artă urbană a vaporașelor, este unul dintre punctele programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Tot prin acest proiect, mai multe clădiri ale orașului au fost acoperite cu picturi murale de dimensiuni mari. În urmă cu 30 de ani, câțiva mineri bihoreni au descoperit o comoară. Au dat de intrarea unei peșteri neexplorate până atunci, iar în interior, speleologii au găsit calcit, un mineral nemai întâlnit în Europa. Puținii turiști care trec pe aici sunt uimiți însă de frumusețea de bază a locurilor. Mina de bauxită de la Roșia, județul Bihor, a funcționat din anul 1987 și până în iarna lui 1998. În anul 1991, în timp ce săpau, mai mulți mineri au făcut o descoperire uriașă în subteran. În fața lor s-a deschis o peșteră veche de 3 milioane de ani, cu o lungime de aproximativ 200 de metri. Aici e o scurgere de calcit.
care coboară până jos în valurile de mine. Peștera Farco, așa cum a fost numită, a fost inaugurată în cele din urmă în 2012. Este singura din Europa unde turiștii pot admira cristale de calcit în mediul lor natural. O peșteră similară se mai găsește doar în Africa de Sud. Unul dintre minerii care a făcut descoperirea este ghid turistic. Se dezvoltă pe orizontal foarte multe, în 15 ani un milimetru. Iar aici se poate observa o față de om. Când a fost peștera descoperită, a fost extraordinar de frumos. A fost primul care am intrat în ea, eu cu colegul care lucram, și a fost extraordinar de frumos, dar aproximativ 40% din ce a fost în peșteră a plecat. Aproximativ. În ce sens? A fost foarte mult vandalizată. Chiar și ce a mai rămas neatins de mâna omului este suficient pentru a prinde imaginația oricui. Acesta este locul unde imaginația turiștilor este extrem de importantă. Mulți au văzut în cristalele de calcit diferite forme, chiar și umane. Puțin mai jos există o statuetă, să-i spunem, ce-ar reprezenta-o chiar pe Maica Domnului. În fosta mină a fost amenajat și un muzeu. Vagoneții încărcați cu bauxită, mașina de perforat cu care se făceau găurile subteran pentru avansarea frontului de lucru, eu un troliu care erau scoși vagonețe după un plan înclinat care are 200 de metri, ventilatorul care erau scoase gazele din frontul de lucru după pușcare. Programul de vizitare al peșterii este de luni până duminică. Prețul de intrare pentru adulți este de 25 de lei și de 15 lei pentru copii. Într-o catedrală belgiană a avut loc o prezentare de modă cu totul ieșită din comun. Modelele au prezentat veșminte bisericești. Unele dintre ținute valorează sute de mii de euro. Imaginile ineditului eveniment însă în câteva minute în jurnal. Marea Britanie este una dintre țările europene care se confruntă acum cu un val uriaș de infectări, aproximativ 40.000 de cazuri noi zilnic. Datorită vaccinului însă, numărul deceselor este mai mic decât în România, unde sunt de 10 ori mai puține cazuri. Dintre teritoriile Regatului Unit, Scoția este fruntașă la imunizare acum. De câteva săptămâni în Marea Britanie se registrează zilnic 40.000 de cazuri noi de COVID. Numărul mare nu se reflectă însă și în decese, sub 300 pe zi, în condițiile în care populația Regatului Unit este de 68 de milioane de oameni. Sunt puține cazuri mortale datorită vaccinării. Cei mai mulți care au nevoie de spitalizare sunt neimunizați. Vast majority still are unvaccinated or have received only a single dose of the vaccine. If the jobs the vaccine reduces ICU, reduces what I've been through, then it needs to be taken. 68,4% dintre britanici au cel puțin două doze de vaccin în acest moment. Statisticile arată, în Regatul Unit, Scoția este fruntașă cu 71,9%, în timp ce Anglia urmează cu 68,8%. Linda Bolt, cercetător și profesor la Universitatea din Edinburgh, duce o luptă continuă pentru ghidarea populației în a înțelege implicațiile pandemiei. Pentru asta a fost ridicată la rangul de ofițer al Imperiului Britanic. Ce credeți dumneavoastră că este în spatele succesului campaniei de vaccinare în UK? Poate învățăm sau ne inspirăm și noi un pic. But the UK traditionally is a very vaccine confident country. We have very high levels of uptake of other vaccines like HPV, a childhood vaccination. În plus, autoritățile britanice au încercat să explice rolul vaccinului prin metode care chiar au dat rezultate. In the UK we have some minority ethnic groups and we found the best way to reach them was to have, you know, the leader of the local church or a community leader have the best information available to them and then to be able to pass it on to other people, even using WhatsApp groups, local radio in a community language. Anumite categorii sunt chiar obligate să se vaccineze. În caz contrar, își pierd locul de muncă. S-a impus o nouă lege ca sistemul medical să fie vaccinat pentru a putea continua să muncească. Un procentaj destul de mare au reacționat pozitiv la acest lucru, dar este și un procentaj mai mic care au refuzat să accepte vaccinul. Și angajația zilelor trebuie să se vaccineze obligatoriu. Ultimele statistici arată că aproximativ 100.000 de angajați din cadrul Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie și 32.000 din sectorul de îngrijire au rămas nevaccinați. Situația refugiaților de la granița dintre Polonia și Belarus escaladează de la o zi la alta. Miile de refugiați curzi, afgani și irachieni înfruntă frigul și foamea în încercarea disperată de a intra în statele Uniunii Europene. Totul riscă să se transforme însă într-o criză uriașă umanitară.
Imaginile filmate în premieră de o echipă CNN într-o tabără de refugiați de la granița dintre Belarus și Polonia sunt cutremurătoare. Crowd of migrants that's gathered round this distribution of aid. They're just giving out bottles of, you know, plastic bottles of water. But the people here are so desperate for any kind of nutrition, any kind of food, water, shelter. Well, look, they're being asked all now to kneel down in front of the Belarusian security forces. And when they kneel down, look, then some of them are being allowed to go through. Doar în această tabără sunt peste 2000 de migranți, vin din Irak și din Siria. Ținta călătoriei lor de mii de kilometri este Germania. Polonia, stat de graniță al Uniunii Europene, nu permite accesul acestora. Refugiații încearcă însă zilnic să forțeze frontiera. Doar o mică parte reușește să ajungă pe teritoriul polonez. Ceilalți, printre care și sute de copii, îngheață în adăposturi improvizate în Belarus. In arms, there's a lot of people here, I think, spin around here, look, chopping wood, getting ready to make fires to get them through the very cold nights here on the border. They're building these makeshift shelters because the temperatures, as you can imagine, in this part of the world in the winter are dropping down. Let me... Statele occidentale văd în fluxul uriaș de refugiați un atac orchestrat de la Moscova. Vladimir Putin neagă însă orice implicare a Kremlinului în această criză. Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Мигранты шли же по другим каналам. Не то, что они пошли сейчас через Беларусь. Здесь ничего удивительного нет, потому что у Беларуси, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода. De cealaltă parte, președintele american Joe Biden și-a exprimat îngrijorarea cu privire la criza migranților, pe care a catalogat-o drept o problemă foarte serioasă. După ce liberalii au votat excluderea sa din partid, Ludovic Orban face declarații incendiare. Principala sa țintă este acum Klaus Iohannis. Șeful statului ar fi autorul moral al dezastrului de pe scena politică românească, susține fostul șef al PNL. În spatele demersurilor președintelui ar sta un plan ascuns, însă bine pus la punct. Tot ce s-a întâmplat în România după alegerile parlamentare din 6 decembrie, dar mai ales ce s-a întâmplat după 1 iunie, se datorează dorinței lui Iohannis de a fi premier după anul 2024. De ce a ales Iohannis PSD-ul? În primul rând că a mai fost odată în poziția asta. În 2009, în turul 2 al alegerilor prezidențiale, înțelegerea a fost Joană președinte și Klaus Iohannis premier din partea Partidului Național Liberal. Deci nu e ceva nou. Iohannis nu are multă imaginație și el a trăit chestiunea. Mai multe declarații ale lui Ludovic Orban despre Klaus Iohannis și nu numai, vedeți mâine de la ora 11 la Insider Politic. O prezentare de modă inedită a avut loc în Belgia. Zeci de bărbați au defilat în veșminte bisericești într-o catedrală a orașului Tournai. O parte dintre ținutele vestimentare prezentate au o vechime de 4 secole și valorează, atenție, 300.000 de euro fiecare. Pe muzică de orgă, zeci de bărbați voluntari au pășit pe podium în haine preotești și pelerine liturgice, brodate cu fire de aur și argint. Aproximativ 100 de spectatori au urmărit prezentarea de modă mai puțin obișnuită organizată în Catedrala Notre-Dame din Tournai. D'appréhender les choses de manière négative, hein, en disant mais oui, mais enfin qu'est-ce que c'est que, que ces vêtements de fil d'or et de fil d'argent. Il faut se remettre dans les époques, hein, dans le 17e, 18e siècle, où en fait ces ornements étaient une louange à Dieu, participaient à toute une politique de stimulation des sens. Hein. În total, 30 de veșminte bisericești au fost prezentate. Cele mai valoroase, care ajung să coste și 300.000 de euro, au fost arătate publicului pentru prima dată în ultimii 50 de ani. În mod obișnuit, straile preotești sunt păstrate în încăperile bisericii, departe de ochii publicului. Moi, j'en ai porté quelques-uns durant la liturgie officielle, mais évidemment, ça ne correspond pas à l'époque de maintenant, donc il faut chaque fois tout expliquer. Alors, le fait qu'on montre le patrimoine de l'Église dans la société, c'est une excellente chose, non pas pour dire qu'on est riche, on s'en fout, mais pour montrer que l'Église accompagne toujours le mouvement culturel en
créant des choses neuves et en les montrant suivant la mentalité du temps. Scopul defilării a fost acela de promovare a colecției de ținute bisericești, cele mai scumpe din întreaga Belgie. De asemenea, organizatorii spun că au vrut să prezinte publicului evoluția veșmintelor preotești din secolul al XVII-lea și până în prezent. Comment savoir que c'est une série qui commence au 15e siècle et qui se termine actuellement au 21e siècle. Et donc il y a une évolution dans les traditions, dans la représentation de ces vêtements liturgiques qui sont intéressants à montrer. Il y a parfois des choses simples, mais il y a des choses qui sont magnifiques, qui sont très très beaux, qui au niveau du patrimoine sont exceptionnelles. Et donc on trouvait quand même dommage que ce n'était plus visible par le grand public. C'est une occasion de voir les choses, je veux dire, à côté du côté religieux de ces vêtements. Deoarece hainele sunt sacre, ele pot fi purtate doar de către preoți. Odată ce se deteriorează, tradiția bisericească obligă personalul catedralei să ardă veșmintele religioase. Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu este pe cale să înceapă. Acesta se adresează mai ales tinerilor iubitori de teatru și film și vor avea parte de un tablou complex al biografiei artistului prin piese de teatru, proiecții de filme și mai ales printr-un vernisaj cu portrete ale celui care a fost Șerban Ionescu. Hai să vedem un film cu Șerban. Cool! Hai să fac popcorn. Am făcut cât pentru două filme. Hai să vedem două filme cu Șerban. Da, hai să vedem trei. Iar asta nu e tot. 16 spectacole de teatru și scurtmetraje făcute de tineri artiști, un vernisaj de scenografie și un masterclass de film. Toate acestea pot fi văzute la Festivalul Național de Teatru și Film Șerban Ionescu, un omagiu adus de către soția sa, Magda Catone, îndrăgitului actor. În cazul lui Șerban vorbim despre un patrimoniu cultural pe care trebuie să-l împărtășim celor care sunt însetați să afle despre ceea ce înseamnă cultura românească. Debutul Festivalului Șerban Ionescu s-a înregistrat în urmă cu 3 ani. Este realizat și dedicat în cea mai mare măsură tinerilor care își doresc o carieră în lumea teatrului și a cinematografiei. Și acolo, ascuns, ca printre flori, priveam atent spre scena adâncă și gongul, începând să plângă, vă transforma pe loc în actor. Țintesc către tineri, țintesc către cei care trebuie să își ia zborul, cei care sunt până la urmă energia viitoare a unei, să zicem, țări și a culturii. Toți acești tineri care ajung la finele unei etape de pregătire sunt foarte buni să nu fie la marginea unei prăpăstii, ci să poată să aibă ocazia să găsească în acest festival o piață, o ocazie de a fi puși în atenție. Anul acesta festivalul se va desfășura în perioada 18-21 noiembrie în mediul online. Felul în care vor participa este o formă de concurs, vor fi premii, așa cum are orice festival, premii pentru cel mai bun spectacol, premiu pentru cea mai bună interpretare feminină, masculină. E vorba doar de călătorie. Actorul Șerban Ionescu s-a născut în septembrie 1950 în Corabia. De-a lungul carierei sale a jucat în sute de piese de teatru pe unele dintre cele mai cunoscute scene și în peste 35 de filme. S-a stins din viață în anul 2012, la 62 de ani, după o luptă lungă cu o boală incurabilă. Grădina botanică din Los Angeles se transformă radical zilele acestea. Magia sărbătorilor a cuprins deja destinația preferată a tuturor turiștilor care vizitează coasta de vest. Vă arătăm și noi imediat imagini după o scurtă pauză de publicitate. Un spectacol de lumini și culoare a fost adus pentru prima dată într-o grădină botanică din Los Angeles. Lightscape i-a încântat deja pe americanii dornici de a se bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă. Un tunel format din 100.000 de instalații luminoase este principala atracție a grădinii. Cu melodii de Crăciun, instalații luminoase spectaculoase și decorațiuni inspirate din natură. Așa sunt întâmpinați cei care ajung în grădina botanică Arboretum din Los Angeles. Oamenii spun că magia sărbătorilor de iarnă se simte deja în aer. Oh my gosh, this is so impressive. I stunning.
You know, I really am enjoying the music and the respite. I think after COVID, people are just, you know, want to have a joyful experience. And this just is breathtaking. You like beautiful lighting, the music, so it evokes emotion, it evokes joy. And it's a wonderful time because you're here with loved ones. De aproape un deceniu, Lightscape dă culoare an de an grădinii botanice Kew din Londra. De acum însă, spectacolul de lumini poate fi admirat și în grădina din apropierea Los Angelesului. In the LA Arboretum, we bring in light installations from artists literally from around the world. So this piece in particular is from Australia. It's got over 100,000 LED lights in it, and it's the point where people get down on their knee and propose. This is the romantic moment here. So last year in Chicago, we had well over 50 proposals in it. But as you walk around the gardens, you see pieces from Europe, obviously from the UK. This is from Australia. Cei care vor să viziteze spectacolul de lumini al grădinii botanice din Los Angeles o pot face până pe 16 ianuarie 2022. De la sport trecem la meteo. Colega mea Marina Nițoiu este alături de mine în studio și ne oferă mai multe informații, bineînțeles. Bună seara, Marina, cum va fi vremea? La călărie, să știi că am văzut că te-ai descurcat incredibil de bine. E greu sau nu e greu? Aș putea învăța și eu? Bună seara, Marius, în primul rând. Da, ai putea să înveți, dacă vrei chiar te iau cu mine. Perfect. Iar legat de vreme, să știți că mâine așteptăm o zi închisă, dar nu în toată țara. Imediat o să vă dau mai multe detalii. Așadar, mâine așteptăm o zi mohorâtă, în special în regiunile extracarpatice, pe unde vom avea ceață și condiții de burniță. În restul țării se înseninează treptat, iar vântul va sufla slab și moderat și doar în sudul Banatului și în jumătatea de nord a Moldovei o să fie mai intens. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, posibil mai scăzute în zonele cu ceață persistentă. În București așteptăm o noapte cu cer înnorat, iar trecător, mai ales spre dimineață, vor fi condiții de burniță. Se încălzește față de noaptea trecută, iar în termometre vom avea în jur de 4 grade în această noapte. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, iar temperatura maximă urcă până la 12 grade. Începutul de săptămână ne aduce tot vreme închisă și se mai răcește. Luni, din când în când apare burnița, iar la amiază vor fi, iată, în jur de 10 grade. Marți, vremea se menține mohorâtă și scad și mai mult temperaturile. Vântul va sufla slab și moderat, iar maxima se va situa în jurul valorii de, iată, 8-9 grade. Mă opresc aici deocamdată cu informațiile, însă vin cu mai multe detalii despre vreme după știrile din sport aduse de colega mea Anca Serea. Ne revedem atunci, vă aștept! Îți mulțumim foarte mult, Marina. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. În continuare, sitcomul Oportuniștii cu un invitat surpriză. Iar de la ora 20 vă invităm să urmăriți filmul Capcana, unde acțiunea este inspirată din fapte reale. Să aveți o seară și o noapte, așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la 18 la Focus, aici, la Prima TV.